Supărat că a fost părăsit de soție și copil, un bărbat de 26 de ani în Roman a considerat că singurul mod de a-și rezolva problemele este acela de a se baricada în apartament și a amenința că se aruncă. Incidentul s-a produs sâmbătă dimineața într-un bloc situat pe bulevardul Roman Mușat, când și vecinii bărbatului se aflau acasă. De altfel, aceștia au fost cei care au anunțat forțele de ordine în momentul în care au fost amenințați de bărbat că va arunca blocul în aer. În scurt timp, lumea s-a adunat ca la circ în fața imobilului, iar la fața locului au intervenit echipajele poliției, pompierilor, ambulanței și jandarmeriei. Cunoașteți pe individ? Nu. Din vedere, da, dar mai mult așa nu. Vă e frig, a amenințat că aruncă blocul în aer? Eu stau pe scara asta, acolo. Cei care stau pe scara aia cu el, ăștia poate să spună. Stau, uite, pe afară. Durează de mult timp circul ăsta? Eu zic mai mult de o oră. Eu am auzit târziu, când am văzut aici atâta lume, dar cei după scara aia știe mai bine. Ce spun? Ce spune? Ce face? Zice că e despărțit de soție și s-a dus să vadă copilul și acolo ce s-a întâmplat, că nu l-a lăsat să-l vadă sau că să, nu știu, că n-a stat mai mult, nu știu cum, și a făcut scandal Panorama aici aseară, care a văzut, eu n-am văzut, nu știu. Face de scandaluri? De bucat de timp, de vreo 2 luni de zile. Din ce e despărțit de soție, o pleca soția și atâta tot, și uite, face și... Da. Trebuie luat neapărat chiar de lea acum să nu mai vine, că lasă gazul deschis și putem mori cu toți aici, domne, în stare de orice. Am avut asemenea amenințări? Domne, nu știu, maică-sa trebuie să-i luat. Scandala mea auzit de când s-a despărțit de soție. Timp de 2 ore nimeni nu s-a putut apropia de bărbat. De la etajul 1, unde locuiește, acesta a început să arunce cu tot ce a găsit în jur. Organele de ordine au încercat să-l convingă pe tânăr să renunțe la intențiile sale suicidale. Bărbatul agitat și foarte violent a cerut ca soția și copilul care au fugit să se întoarcă la el. După mai mult de o oră de încercări nereușite de a-l convinge să renunțe la intenții, mediatorii au reușit să-i aducă și fosta consoartă. Nu știu ce s-a întâmplat, fostul meu soț, sunt despărțit de doar 1 jumătate. Nu știu ce s-a întâmplat cu el astăzi. Eu ieri am fost și am discutat cu el, am fost în oraș cu copilul. S-a plimbat cu el, s-a jucat, nu știu ce s-a întâmplat. Cât timp ați fost împreună? 2 ani. Și din ce cauză s-a produs separarea? Început să mă bată, m-a dat afară din casă când am plecat. V-a amenințat? Da, că mă omoară, că mă taie, că de asta nici nu prea vreau să vin, să-i aduc copilul, că mi-e frică de el. M-a amenințat, că îmi dă cu acid pe față, că mă disfigurează, că îmi fură copilul, că îi face rău, ori mie, ori lui, dacă nu-l are el, să nu-l am nici eu. De-aia a refuz. Am venit ieri totuși, l-am adus, s-a jucat cu el, nu i-am interzis niciodată să nu-l vadă, nu știu ce are. De obicei consuma băuturi alcoolice? Consuma, dar nu prea. În ultimul timp am aflat că se și droghează. De când am plecat eu de la el. Nu știu, probabil din cauza asta face așa, nu știu. Ieri era foarte calm, n-avea nimica. Ieri după amiază, la ora 1, m-a dus acasă, n-avea nimica. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu am aflat dimineața, m-a sunat părintele, parocul la care suntem noi înscriși și la care am botezat copilul și m-a întrebat ce s-a întâmplat, că eu nu știam nimic. Și am sunat-o pe soacră mea și mi-a spus. Și nici acum nu prea vreau să vin, cum era frică să vin. Răpus de gelozie, tânărul nu s-a aruncat, dar a dat foc unui covor dintr-o cameră a apartamentului. În acel moment, pompierii militari au pătruns în apartament printr-o fereastră cu ajutorul unei scări culisabile și au lichidat incendiul înainte de a se propaga pe întreaga suprafață a încăperii și a pune în pericol viața tânărului și a locatarilor. Bărbatul a fost preluat de un echipaj de la ambulanță și transportat la Spitalul Roman pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind internat la secția de psihiatrie. Acesta a fost diagnosticat cu plăci tăiate membre superioare lateral prin automutilare, tentativă de suicid și etilism acut. Pentru scandalul provocat, bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice.